Avea domnul ministru. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă salut la ceremonie de semnare a două contracte de grant în sumă de peste $73,000 SUA în cadrul programului de asistență pentru securitate umană cu Sanone. Prin intermediul acestui program, Guvernul Japoniei oferă asistență financiară nerambursabilă spitalelor, autorităților locale, instituțiilor de învățământ pentru implementarea proiectelor de dezvoltare ce urmăresc sporirea bunăstării și securității umane. Programul cu Sanone a fost lansat în Republica Moldova în anul 2008, iar până în prezent, Japonia a oferit finanțare în sumă de peste $6 milioane SUA pentru 73 de proiecte. Pentru început, permiteți să vă prezint participanții la ceremonia de semnare. Excelența sa, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, domnul Katayama Yoshihiro, conducătorii celor două instituții beneficiare, doamna Irina Ursuleac, directorul Centrului de Sănătate Bardar, raionul Ialoveni, și domnul Vladimir Cernouțan, directorul Centrului de Sănătate Leova. De asemenea, ne face o deosebită plăcere prezența în această sală a doamnei Alane Merenko, ministrul Sănătății Republicii Moldova. După cum am menționat, astăzi împreună vom lansa două proiecte noi cu Sanone. Proiectul de dotare a Centrului de Sănătate din satul Bardar cu echipamente pentru fizioterapie în sumă de $20,251 SUA, prin intermediul căruia instituția va procura 5 aparate moderne pentru electroterapie, terapia laser, terapia prin ultrasunete, magnetoterapie și vacuum terapie. În continuare, pentru semnarea contractului de grant, aș dori să invit în față pe domnul ambasador Katayama Yoshihiro și doamna Irina Ursuleac, directorul Centrului de Sănătate Bardar. Rog colegii să ne ajute! Vă mulțumim mult! Felicitări! Cel de-al doilea proiect lansat astăzi este proiectul de dotare a Centrului de Sănătate Leova cu echipament pentru ultrasonografie în sumă de $53,567 SUA. În acest context, aș dori să-l invit pe domnul Vladimir Cernouțan, directorul Centrului Sănătate Leova, pentru semnarea contractului de grant. Vă mulțumesc! În continuare, aș dori să-l invit la această tribună pe excelența sa, domnul ambasador Katayama Yoshihiro, cu un mesaj vis-a-vis de lansarea noilor proiecte cu Sanone. Stimată doamnă ministru,
stimata doamna Ursuleac, stimate domnule Cernuțean, doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere că astăzi semnăm și am semnat încă două acorduri noi de grant cu Sanone, împreună cu Centrul de Sănătate Bardar din raionul Ialoveni și Centrul de Sănătate Leova. De la lansarea programului Cusanone în anul 2008 și până în prezent, așa cum a fost subliniat de prezentatorul nostru, Japonia a oferit peste 6 milioane de dolari pentru 73 de proiecte care asigură securitatea umană și creșterea calității vieții moldovenilor. Donația de astăzi vine să ne extindă cooperarea în domeniul sănătății și să fortifice capacitățile instituțiilor de asistență medicală primară. Drept urmare, atât cetățenii moldoveni, cât și persoanele din Ucraina, care și-au găsit refugiul în Republica Moldova, vor putea beneficia de serviciile medicale necesare de o înaltă calitate. Stimată doamna Ursuleac și stimate domnule Cernuțean, permiteți-mi să vă felicit echipele dumneavoastră care au muncit la elaborarea proiectelor de grant. Noi în fiecare an primim aproape sute de proiecte, printre care noi alegem. Și faptul că proiectele dumneavoastră au fost alese înseamnă că ați venit cu idei bune și după care echipele dumneavoastră au continuat să muncească. Eu sunt sigur că noile echipamente vor fi utilizate în mod eficient pentru binele tuturor cetățenilor. Multă stimată doamna ministru, doamnelor și domnilor, Guvernul Japoniei a început să ofere asistența economică pentru dezvoltare pentru Republica Moldova încă din primii ani de la proclamarea independenței. De atunci, prin numeroase proiecte și programe de asistență la nivel central și local, am susținut modernizarea sistemului de sănătate și cel educațional, tehnologizarea agriculturii, dezvoltarea rurală și producerea durabilă de energie. Am promovat cultura și arta. Am împărtășit know-how-ul japonez cu sute de funcționari și experții locali și recent am oferit susținere în gestionarea crizei umanitare fără precedent. În acest an, la 16 martie, Republica Moldova și Japonia, noi am marcat cea de-a 30-a aniversare de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre țările noastre. Perioada în care noi, Guvernul Japoniei și poporul japonez, am fost mereu alături de dumneavoastră, care încearcă să construiască un stat democratic, care apreciază și care încearcă să stabilească
principiile fundamentale, cum ar fi democrația, supremația legii, economia de piață și respectarea drepturilor omului. În acest context, aș dori să-mi exprim convingerea că proiectele lansate astăzi reprezintă încă o dovadă a prieteniei noastre puternice și că acest parteneriat va continua cu alte proiecte de succes în viitor. Eu vă mulțumesc pentru atenția. Vă mulțumim, domnule ambasador. Desigur, sunt bucuros să-i ofer cuvântul doamnei Irina Ursuleanu, director Centrului de Sănătate Vardar, pentru a ne relata emoțiile echipei care a muncit la solicitarea de grant și așteptările de la proiect. Excelența dumneavoastră, domnule ambasador, doamna ministru, stimată audiență, bună ziua! Sunt onorată să fiu beneficiar al programului de granturi pentru securitatea umană cu Sanone oferit de către Guvernul Japoniei. Asistența medicală primară este prima verigă de contact a pacientului cu sistemul de sănătate, având drept pilon de suport medicul de familie. Rămâne singura oportunitate de a acoperi cu îngrijiri medicale toate contingentele de populație, însă acestea trebuie să fie calitative și eficiente. Un sistem de sănătate cu asistență medicală primară dezvoltată oferă mai bune rezultate în domeniul sănătății. Localitățile Bardar și Pojoreni sunt în continuă dezvoltare, necesitățile populației în continuă creștere, iar asistența medicală acordată populației trebuie să corespundă așteptărilor. Îngrijirile medicale nesigure și de calitate redusă provoacă anual cheltuieli de miliarde în întreaga lume. De aceea, implementarea proiectului, asigurarea Centrului de Sănătate Bardar cu echipament medical pentru fizioterapie sigur și modern este foarte importantă pentru instituția noastră. Va fi un proiect cu impact pozitiv și de lungă durată pentru sănătatea populației. Tratamentul fizioterapeutic cu aparataj performant va reduce considerabil perioada de convalescență în multiple afecțiuni, va asigura calitate și siguranța actului medical, care sunt importante atât pentru pacienți cât și pentru personalul medical. Cu respect și deosebită considerație, vă mulțumim! Vă mulțumesc mult, doamna Ursuleac. În continuare, aș vrea să-l invit la tribună pe domnul Vladimir Cernăuțan, directorul Centrului de Sănătate Leova, pentru a ne comunica despre planurile și oportunitățile instituției urma dotării cu acest echipament performant de ultrasonografie. Excelență, domnule ambasador, stimată doamnă ministru, stimați colegi, onorată asistență, emoțiile noastre nu pot fi exteriorizate, cât de mult suntem bucuroși că suntem parte a echipei cu Sanone și beneficiari a acestei investiții din partea Guvernului Japoniei. Cum s-a expus și colega, asistența medicală primară, prima treaptă a medicinii, în care stabilește și direcționează pacientul în sistemul medical, are o deosebită importanță într-o stabilirea corectă a diagnosticului și căii care va urma pacientul. Și ea trebuie să fie cât mai scurtă, cât mai rapidă și cât mai precisă. Încă de asta depinde viața omului, suferințele pacientului și cheltuielile adiționale care merg paralel cu toate acestea. Procurarea utilajului ultrasonografic la nivel de Centrul Sănătate Leova va spori calitatea actului medical prin depistarea precoce a patologiilor care pot fi depistate prin această metodă simplă, neinvazivă și, până la urmă, notă de costisitoare și accesibilă pentru virica noastră de asistență medicală, ca ulterior pacientul să meargă corect și să nu cheltuie resurse multe, nici personale, nici a sistemului, pentru a avea acces la o calitate a serviciilor medical. Vă dăm asigurări că vom utiliza utilajul pentru destinația propusă, pentru pacienții noștri
pentru pacienții din raionul Iova, pentru pacienții care se vor adresa în Centrul Sănătate Iova, necătând din care parte vin, că vor fi refugiați, că vor fi copii, că vor fi tineri, bătrâni sau gravide. Utilajul va fi folosit la maximum, resurse posibile care va putea el să reziste și va spori calitatea serviciului medical al nostru. Vă mulțumesc sincer! Vă mulțumesc, domnule Cernăuțan! În încheiere, am o deosebită plăcere să invit la această tribună pe doamna Alla Nemerenko, Ministrul Sănătății Republicii Moldova, pentru a-și împărtăși impresiile vis-a-vis de cele două proiecte. Bună ziua, excelență, stimate domnule ambasador, colegi, deci, care ați venit din Bardar și Iova. Eu sunt foarte bucuroasă să asist la acest eveniment de o importanță majoră și anume prin faptul că aducem serviciile medicale cât mai aproape de cetățeni, în special atunci când ne referim la medicina primară. Oamenii trebuie să beneficieze de servicii cât mai aproape de casa lor, să beneficieze de servicii de diagnostic, inclusiv de tratament. Totodată sunt foarte bucuroasă și onorată să anunț că Guvernul Japoniei este unul din cei mai fideli parteneri ai Guvernului Republicii Moldova, o țară atât de mică, dar care putem să beneficiem de un ajutor enorm. Și domnul ambasador a făcut trimitere la toate proiectele care au derulat începând cu obținerea independenței Republicii Moldova. Am avut proiecte similare cu proiectele de astăzi, mă refer la proiectele cu Sanone, care au venit să asigure cu echipamente mai bune, mai calitative sistemul nostru de sănătate. Am avut parte de foarte multe instruiri și, apropo, sunt mândră că și eu, cu foarte mulți ani în urmă, am beneficiat de un curs de instruire la Institutul de Sănătate Publică din Tokyo, astfel putând să am acces la acele informații despre felul în care Japonia a perseverat în calitatea serviciilor, în ridicarea accesului populației Japoniei la servicii de calitate și să ne servească drept un model foarte bun la implementarea politicilor și strategiilor în Republica Moldova. Ne putem bucura foarte mult de cele ce s-au întâmplat și totodată sunt bucuroasă să anunț că echipele noastre ale Ministerului Sănătății și echipa ambasadei și partenerilor din Japonia lucrăm acum la un proiect de modernizare a serviciului de sănătate în contextul presiunii refugiaților care este în sistemul de sănătate, astfel ca atât cetățenii Republicii Moldova, cât și refugiații să poată beneficia de acces la servicii medicale de calitate și mă refer anume la accesul la echipamente performante care, de fapt, sunt într-o mare necesitate în sistemul nostru de sănătate. Și aici mă refer în special la echipamentele de performanță înaltă care corespund totalmente dezideratului Ministerului Sănătății să modernizăm serviciile de sănătate în Republica Moldova și să le facem cât mai accesibile, astfel ca să nu existe liste de așteptare pentru cetățenii noștri, cât și altora care au nevoie de asistență medicală. Încă o dată vă aduc personal dumneavoastră, stimate domnule ambasador, toată recunoștința noastră și vreau să subliniez că dumneavoastră personal sunteți un prieten foarte apropiat Republicii Moldova și noi apreciem enorm eforturile pe care le depuneți personal pentru a îmbunătăți foarte multe lucruri în Republica Moldova, dar aveți o predilecție, am observat, față de sistemul de sănătate, deoarece în sistemul de sănătate există foarte multă durere și este foarte important ca să putem cumva să depășim aceste deficiențe cu care ne confruntăm. Sunt absolut sigură că aceste echipamente sunt în mâini de nădejde, deoarece au fost alese cele mai bune proiecte. Aceste echipe
își doresc într-adevăr să contribuie la o performanță mai înaltă în instituțiile pe care dumneavoastră le gestionați. Sunt foarte bucuroasă că atât în Centrul de Sănătate Bardar cât și în Leova, cetățenii Republicii Moldova și nu numai, vor putea să aibă acces la aceste servicii de diagnostic și tratament care, la sigur, vor fi de o calitate mult mai înaltă. Încă o dată vreau să exprim cunoștința și întregului popor japonez care, din contribuțiile sale, se împarte cu multă dăruire unei țări mult mai mici, dar care se află la momentul de față probabil la o intersecție crucială cu schimbările care urmează a se înfăptui aici în Republica Moldova. Mulțumesc tuturora pentru că ați împărtășit cu noi această bucurie a zilei de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamnă ministru! Doamnelor și domnilor, ceremonia de semnare a contractelor de grant a luat sfârșit. La final, aș dori să le mulțumesc colegilor de la Ministerul Sănătății pentru suportul oferit în găzduirea ceremoniei de astăzi și să invit participanții pentru câteva poze de grup.